Bam, bam, ding, bam, bam. Sigur, putem folosi borcanele alea să-l doborâm. Welcome, guys. În episodul trecut am omorât bossul din Stranded Graveyard. Nu, Fringe Folk Heroes Grave, auzi tu. Dar nu l-am terminat. Mai sunt chestii de explorat aici. De văzut, de verificat. În caz că ți-e frică să nu iei poison până la capăt, poți să te urci pe asta. Și aștept să scadă. Sau asta. Sar pe ea. Da, cum spuneam, mai sunt chestii de rezolvat. Let's explore the building. Asta putem să-l spargem, dar cum am verificat, trebuie să-i dăm cu săgeți în cap. Să-i dăm cu săgeți să tăiem funile ăla, la borcanilor ăla. Borcanilor să cadă pe el. Cea mai schemă de schemă. Run, bitches, run. Și aici o luăm pe jos. Și găsim o grămadă de mobi periculoși. E destul de high level zona. Așa că de aici. Ușor, tiptil, tiptil, avem grijă, ne uităm să nu ne prindă vreun mai mult soi de la să ne dea bleed. Iar aici avem grijă, opa, turnul. În astfel de momente este bine să purtăm un arc cu noi. De aia când avem săgeți. De ce putem crafta? Nici o săgeată. Bine că nu avem nevoie de arc, că avem arbalet. Cum am zis, e bine să purtați după voi. Uite. Să aveți cam toate itemele, să aveți consumabile, adică throwing knives, arc, săgeți, tot. Tacâmul. Pentru că sunt esențiale pentru a juca jocul ăsta cât mai eficient posibil. Într-un mod mai eficient.
Lightning Grease. Oh, dar chiar că e nivel mare zona asta. Bine că boss l-am bătut repede, da. O, am văzut zona asta în trailer. O, țin minte. E nasol, uite-i, îi vezi? Putem să coborâm acolo. Dar țin minte că nu era doar unul, erau mai mulți, erau doi. Pică unul în față, unul în spate. Grafted scioni. Unul cred că vine pe dedesubt. Ia să vedem ce item ăsta, în caz că ne spart. Talisman. Bă, băiat, tu vrei bătaie. Cum am zis, sunt doi, dar nu ne-am întors, nu ne-am speriat. Mamă, ce mișcări are! Aici era bine să avem... Am dat heal ca prost. Oricum. Nu am loc să mă deplasez. Mi-e frică de la altul, să vin al doilea. A, înapoi aici. Ok. Again. Exploring. Ah, imediat când trecem de cum ieșim din poison, să vedem ce talisman am luat. Stamina and equip load, ăsta e... cum e ce? Fap ring-ul. A talisman depicting a special blessing of the Earth Tree. Slightly raises maximum HP, stamina and equip load. It's said that when the Age of Earth Tree began, such blessings were personally bestowed upon their recipients by Queen Marika herself. Deci, astea sunt ceva asemănător. Numai că îți dau minusuri. Ar putea să le putem, să le cuplăm. Asta cu asta. Da, asta mi-a mărește faith.
Hmm. Hai să vedem cât damage luăm cu ăsta. Let's go, Morphos. Yuhu. Go, go, Power Rangers! Diferența e destul de mare de damage. Ia să vedem. Fiindcă scalează pe Faith. Ah, bun. Dă nici multe suflete, e un sărac.
Mai vin încoace ca să fug de tine. În tutorial, dacă îl bați pe la pe Grafted Scion-ul ăla, îi primești arme. Mă așteptam să cadă. Mai e un nivel aici. Cred că mai putem să coborăm o tură. Dacă e pe undeva unde putem sări în timp ce urcăm. Nu pare. N-am văzut nici când am urcat. Adică nu ne-am uitat la el. Third steel dagger with a grill. Grass. Engraved upon its blade carried by archery royalty for self-defense in times of peace. Difficult to wield, though forged to a high standard. Attack power also scales with faith. Ne-am găsit dagger-ul, băieți. Dar nu-ți dă... n-are bleed. Asta-i că am trecut de asta. Și ce de-astea azi? Ideea e că am găsit și arbaletele care merg la el să-l rupem. Ne mai teleportăm o dată aici și o luăm de la capăt și îl spargem de asta.
Să vezi ce-ți rup ficații, fraiere. A, dar nu coboară încoace. Hai, coboară, fraie. Trebuie să-i o dăm de sus. Te-am rupt spanacul. Nu trebuia să-mi dau heal, apăsam mix din reflex. Și asta nu e tot, după asta cred că mai avem de explorat. Mai sunt în jos niște părți. Da, e acolo fraierul. Bă, cu aia tu ce ești, tu mini boss așa? Mini boschetarul? Uite, dreacu, jos. Da, așa. Putem. Hai mă, coboară.
trebuie să ascultăm. I-am dat down. Aia-i, mă. L-am făcut pe fraier. Și ne-a dat un arc. Și am așpil de R3 Great Bow. Great Bow featuring R3 styling. In times of old, when faith and battle went hand in hand, this weapon was created in tandem with the Golden Great Arrow. Scales. All arrow damage with faith, revealing its true worth when using with holy infused arrows. Oh, powerful archery skill used, așa. Ce avem nevoie de el? EED 20. Ah, aproape că l-am putea folosi. Dar nu. Arrows are bullshit. Acum că l-am făcut pe fraier, hai să mergem. Explore, explore. Și acum suntem la întorsătura Buzăului. Let's go up. În jos cred că am fost când am fost să batem boss-ul. Op. Hai frumos. Diferența între a sta pasiv și a juca activ. Adică stăteam acolo pasiv cu scutul și frecam punguța. A, asta e un alt mini tehnicus de la. Buffing. Nu te naibii de aici. Nu te lasă să faci nimic. Iartă-mă, fratele meu. N-am vrut. Nu mai fac. Opa! Opa! Hai, dă-i. Best weapon in class. Dragon. Dragon Communion Seal. Dragon Wound Gris? What the fuck is this? Solidify Gris made with mixture of... Așa, 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 Coat Salmon's Anti-Dragon. No, granting Anti-Dragon effects. Bun. Și frumusețea frumuseților scalează cu arcane. Aaaa, ce facem aici? Ăsta e cel mai bun, Faith B. Ce ai căcat. Dar boostează Dragon Communion, then formless Dragon Blade. Dragon Blood, Seal, uite-o, Dragon Communion, Crest, enhances Dragon Communion incantations. The sacrificial devouring of the heart gives power. Indeed, Dragon Communion is too primal in nature for the term incantation to be appropriate. This seal scales incantations with one's arcane attribute.
Și cred că cu asta am terminat asta. Acum e gata. Dar hai să vedem până jos. Nu prea-mi place muzica ambientală din criptele astea. Ar fi fost mai ok standard. Adică standard, să fie liniște. Stai să dă damage până în scut. Bun, băiat. Bun. E bine de știut, așa atacăm și mai mult. Da, și am ajuns în camera bossului. Ne întoarcem. Și cu asta basta, am terminat cu mizeria asta. Mai mergem pe aici. Și aș mai explora niște chestii. Opa. A, ăsta când ne arăta pe undeva, pe un deșert pe aici, o criptă. Aici mai apare D. Adică D ăsta. Hello. I thank you. So what can I do for you? Yes. Turtle Ninja. Și cu casca asta m-a nebunit eu. Yuhuhu. You are so. Then good day to you. Cred că trebuie să progresăm puțin în poveste, că asta ar avea niște questuri interesante, îl presupun. Și fete în ultimul episod, în ultimul, am luat, am terminat Fringe for Heroes Grave, dar din nefericire am mai făcut niște chestii pe care nu le-am prins pe înregistrare pentru că na, înregistrarea s-a oprise. Noi acum înregistrăm.
Un moment. Da, înregistrăm. Am mai dat câteva ture pe aici. Prin zona asta. Prin Caelid. Am luat câteva iteme și câteva bonfire-uri, dar le-am deblocat. Acele câteva iteme sunt în mare parte pyromancy-uri, din ce am văzut. Uite, memories. Memory spells. Flame grant me strength, raises physical and fire affinity attack power. Ăsta pare cool. Ce am ăsta cu coada de dragon, că l-am bătut pe ăla. The Flame of Frenzy l-avem. Ce dracu mai luăm? Dracu să-l ia. Nu mai știu. Ideea e că am mai explorat și am mai luat câteva iteme. Yep. Ah, am mai găsit și sabie, uite. Asta, unul dintre itemele pe care le-am mai luat explorând mai devreme a fost să găsim și câteva iteme. Unul dintre ele fiind sabia asta pe inteligență. Sword of Saint Trina. Scalează pe inteligență. Îți dă sleep. Asta e treaba cu ea. Uite, Sandrina. Mists of slumber releases a faint purple mist that spreads across the wide port world. Da, te bagă la sun. Asta face. Ia, cât durează. Flame, grant me strength. Dar stă ceva, nu cum? Superior incantation of the fire monks creates an invigorating fire which within that enhances physical and fire affinities. Attack power. This incantation does not burn the caster and so it is considered forbidden by the guardians of the flame. Super drăguț. Ce am mai avea de explorat acum? Întrebarea e. Ia să-l vedem aici. Aici de obicei ar trebui să-l găsim pe nebunul nostru, băiatul cu geamănul pe piept. Aici unde e cadavrul. Dar nu e nebun. Oh, gee. Am I, are you here as a customer? Bandit masks. Interesant. Ce asta? Flame chariots. Oh, I'm afraid I've very little to offer. Fort Gale and Khaled houses a gateway. Așa. Look beyond the graveyard in the at the precipice.
Gravitational power that pulls can bring foes. Așa. A well-aimed blow to the chimney on top. Ah, se dai sus pe ăsta. Simple map, ăsta a scufundat că ți-ar trebui să-ți glintstone-uri. Și ăsta îți spune light free flames atop the candle towers to break the seal. Hmm. Silia e asta de aici. Unde naiba era Tarnor Silia asta? În cimitir ar fi o chestie de ascunsă. Da, nu. Let's advance. Vreau să mergem departe. Nu-l batem pe Margo. Sau să-l bătem, să-l luăm alea mai repede. Abar nu am. Am văzut între timp că și aici era printr-o zonă, nu mai țin minte exact pe unde, am găsit că putem să mai o intrare în sub pământ. Hmm. Dar e nivelul mult prea mare. Let's go, my friend. Cum ajungem acolo sus? Adică aș vrea să cobor pe aici. Bună întrebare, bine că mi-am răspuns singur. Yeah. Oho, ce faceți băieții? Hai să mergem în partea cealaltă. Ia. Aici găsim, sigur că parcă vedeam, da, un uriaș și o căruță. What is the story? Ia uite ce dă nobile aici, morții. Care o fi povestea? L-am omorât pe fraier, dar poate că nu trebuia să-l omorâm, dar nu, că nu aveam ce să facă pe... Nu aveam să tragă pe... What is this? Silver Firefly. Hmm. Aici miroase ceva ascuns.
Nu știu ce să cred. Dar ceva s-a întâmplat aici. Rispia. Golden spear with tree-like design, wielded by knights employed as palace guards in the royal capital of Leyndell. Deals holy damage, requires superior dexterity to wield. Doamne, câte arme pe dexterity mișto sunt. Nu pot să zic decât că arată mișto joc. Potrivit hărții de mai devreme cu Glintstone, Glintstone-urile ar trebui să fie undeva pe acolo, pe unde sunt. E castelul la mare, ca așa arată în poză, și undeva la bază, într-un sat abandonat. Pe acolo ar trebui să fie. Și văd că pe aici sunt niște fraieri cu baloane, cu taste. Disperat ăsta din nou. Opa! Chiar aveam nevoie de niște oase, că nu mai aveam după săgeți. Pe calea lui Seu. Traviera aia vine. Mother of God, ce-a fost aia.
Cucu Glintstone. Unde că casa a dus ăla? Ho-ho! Very suspicious place. O luat de spirituși de ăștia. Parcă pe aici am fost. Da, am fost pe aici. Bă, ăla e ceva mare acolo. Marks Millennia Southward March. This marks Millennia's southward march. The blade of Mikaela and her clean wrought knights grant her wings never to be clipped. Vine ploaia. Unde spunalele? Unde-s pistoalele? Și unde? Am văzut că iar începe băieții să se plângă, că e greu jocul, că e prea greu bossul, că e prea nu știu cum, frate, dar citește și tu ce trebuie. Citește și tu ce spune jocul acolo, citește itemele, folosește și tu ceva. Nu te mai aștepta să-ți arate, să citească pentru tine. S-au învățat repede toți, acum una, două, le joacă jocul, să joacă singur. Nu mai trebuie altceva. De-aia și au succes jocurile pe mobil, like, te dai play și să joacă singure, tu doar intri și te uiți la poze. În ce mai retardați playerii. Unde căcat e intrarea aia? Aici, uite-o.
Perfect. Gura mătii. Mai fi șmecher acum. Ia-mă cum e hiel-ul ăsta. Cam panoramă. Probabil trebuie să upgradez arma. Arma asta. Catalistul. E plin dungeonul ăsta. Dă-mi mamici. Opa, a picat ceva, Smithing Stone. Aha. Vine să stau să merg pe lângă pereți și să dau Y, să interact X. Ce dracu toți fură ei aici, mă, că aud sunete ciudate. L-am văzut pe unul jos acolo. Uite. Mai e unul acolo, da, pe ăla-l văzusem. N-avem două.
Ce mișcări de ninja are. Nu te nebi. Cam degeaba heal-ul ăsta. Dar am zis să-l încercăm. Stai tu confortabil acolo, nu crezi? Nu-mi place, e prea deschis. Dar câte chei avem, frate, că nu mai... Niciuna, aparent. Avem nevoie de două. Trebuie să găsim undeva să cumpărăm. Și cred că o să cumpărăm în... timpul ăla. Uite pe fraier cum.
Cum ajungem acolo? Asta e întrebarea. Nu spune că ne trebuie două chei. Trebuie să cădem, mă. Ca să vezi dacă poți să supraviețuiești o cădere, poți să arunci o piatră de asta. Dacă se sparge, mori. A, deci nu se sparge, deci putem. Rattling Paint, wonderful. Ce imagine are și asta? Deci de acolo e săgeți, capcană pe undeva. Băi, ești nebun și schelet sau ce naibie la pe gard acolo? Nu putem deschide ăla, sarcofagul.
Page Ashes. Ia, unde este? Ăsta aici. Ash and remain in which spirits yet dwell, da, spirit of a page who traveled at the side of a noble he served. Hatchet. Undeva s-a deschis o ușă. Mergem la bonfire să ne setăm, să ne resetăm astea. Da, poate dacă ridicăm liftul, o fi ceva pe dedesubt? Nu e. Să sperăm că nu mierlim repede de la boss-ul ăsta. Ce creepy e pisica. Caden Sellsword Ashes. Yeah. Unde suntem? Pe asta? Nu, aici. Trebuie să punem un simbol aici când am terminat, că mai avem. Dar nu la asta. Să nu uităm că mai avem de făcut chestii. Thank you.
Acum că i-am bătut pe ea, hai să vedem ce mai avem în continuare. Hai la turnul ăla, de fapt, și vedem după. Lupii. Bancă cu lupul. Aici o grămadă hoituri. A? Cu cine să bată ăștia? Cu Staffy? Mulți automatoni, văd. A avut loc o bătaie pe aici, un război. Și aici a avut un camp. Mamă. Glintstone Craftsman Cookbook. Magule, stai să vezi tu ce-ți rug ficații. Stai acolo, așteaptă-mă puțin. Asta e loc bun de farmă ca să omoară ăștia singuri. Adio. Carrion Glintbleed Staff. Ăla cred că e orașul unde găsim Glintstone-ul. Ia. Da. Deci ăla-i sub apa aici, cu lupul undeva prin colo. Ce farmăm sufletele. Interesant. Nu, aș vrea să trec în partea cealaltă, sper că mă lași. Nu prea mă lași. Ce-o fi aici? Summoning Stone plus 1. Plus 2 de fapt era. De ce naiba nu mă lasă să deschid harta? Mamă, dar ce frumos arată. Dar eu înregistrez? Da, merge. S-a mișcat de mouse, se face ser.
Krabi. Băiete, parcă vine să-ți curmă suferința și să te omor. Ah. Este, mă, Skeletal Bandit Ash. O nouă fotografie, cred că e de acolo, de la cimitir. E un cimitir, se vede turn.
Aha. Cred că e de acolo, de undeva. Ai, acolo o să fie Grace, punctul ăla. V-am pupat, băieți, pa, pa. Ne vedem în următoare.